Senatorul Liviu Voiculescu a vorbit deschis despre proiectele guvernării liberale ce vor fi implementate sau se află în curs de implementare în județul Olt, îndeosebi municipiul Slatina. Unul dintre cele mai importante proiecte este drumul expres. Potrivit președintelui filialei Olt a Partidului Național Liberal, este un obiectiv strategic ce va atrage investitori. Unul din proiectele guvernării liberale, unul din proiectele de suflet este cel al drumului expres. Vedem repeziciunea cu care se desfășoară lucrurile acolo și până la finalul anului vom traversa parte din județul Olt, de la Slatina până la limita cu Dolj, pe acest drum expres care cuprinde centurile orașului Slatina și Balș. Este un obiectiv strategic. Noi avem o platformă industrială foarte bine dezvoltată în municipiul Slatina și sunt sigur că odată cu darea în folosință a acestui drum expres vor veni și alți investitori, lucru care va duce la îmbunătățirea nivelului de trai în județul Olt, crearea mai multor locuri de muncă și o bunăstare a oltenilor. De asemenea, un alt proiect ce va fi implementat cât mai curând este intrarea în reparații capitale a podului de peste Olt de la Slatina, cu mari probleme la structura de rezistență. Potrivit lui Liviu Voiculescu, există deja o procedură de licitație în acest sens. Acum există procedură de licitație pentru podul Olt. După cum știți, fusese atribuită lucrarea unei firme din afara României. Din păcate nu au fost serioși și a trebuit reziliat acel contract. Acum s-au demarat procedurile pentru atribuirea unei alte societăți. Podul Olt are nevoie de investiții capitale și de reparații capitale și lucrul ăsta se va realiza cât mai curând. Am văzut că s-au făcut ceva lucrări de asfaltare pe barajul Olt, care va fi ruta ocolitoare, un lucru bun. Mai mult de atât, Voiculescu estimează ca până în 2024 și sala polivalentă să poată fi dată în folosință. Contractul a fost reziliat, acum se face o expertiză tehnică și se va scoate din nou la licitație și sunt sigur că până în 2024 se va realiza și acest obiectiv. Celelalte proiecte necesare județului Olt sunt la mâna primarilor, să spunem așa, și de aceea și îndemn să facă studiile de fezabilitate, să se pregătească, astfel încât în vara acestui an, când se vor deschide programe de finanțare, vorbind de un nou PNDL, vorbind de PNRR, să aibă proiectele pregătite, să le depună și să ducă la finalizare acele proiecte de care comunitățile din Olt au nevoie. În ceea ce privește noul drum expres, acesta nu numai că va îmbunătăți traficul în regiune, ci va spori eficiența economică a rețelei rutiere din România și va îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor. După terminarea procedurii de atribuire, undeva la finalul anului, se estimează și începerea lucrărilor la podul Olt. Darea în folosință a drumului expres va face mai ușoară tranzitarea zonei și nu va crea probleme de trafic odată cu demararea lucrărilor.